Iată ce amenajări drăguțe. Pentru relaxare, pentru luat masa, șezlonguri în limita disponibilului. Nu se depășește capacitatea. Aici avem aceste foișoare. Și iată cât de drăguție. Apă foarte curată. Șezlonguri confortabile, piscina e lungă. Uite ce drăguți. Pe lungime chiar aici, între blocuri. Nu prea este umbră, din păcate, decât pe sub foișoare, dacă vrei să stai acolo să te joci. Adâncimea nu este prea mare. Cam despre asta este vorba aici. Cine vrea să servească ceva de mâncare o poate face. Aici avem diverse dimensiuni, și mai adânc adâncimea mai mică pentru copii. Astea sunt clădirile din jur. E o zonă de relaxare superbă aici în mijlocul cartierului. Și este foarte facil de ajuns, mai ales pentru locuitorii cartierului. Uite, clădirile sunt acolo în spate. Aici e piscina, foișoarele. Se poate sta și sus, este extraordinar de cald. Astăzi foarte cald. Și chiar și așa cald cum este, nu e atinsă capacitatea, încă mai e loc. Foarte drăguț. Diverse forme de piscine, rotunde, triunghiulare. Iată. Și foișor. Ia să vedem un foișor. Uite-l cum arată. Deci poți să vii aici să servești masa dacă ai chef. Da? Cu piscina de jur împrejur, uite cât de bine arată. Aqua Garden, se vede aici, este clădirea Ballroom, deci asta de aici așa. Și piscina extraordinar de frumoasă. Despre asta este vorba. Alături sunt niște spații în curs de amenajare, dar în fine, este cartier nou și așa arată. Deci scaune interesante pentru aerisire pe canicula asta creșiu. Zona de șezlonguri. Piscina este și aici de desubt. Uite, se vede apa. De jur împrejur, deci fiecare foișor este pe un cerc din ăsta de piscină. Super frumos. Super, super, super frumos.